Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și de data aceasta despre Nona și Andrei, de ce unul a fost descalificat și celălalt nu a fost? Avem două situații ce par similare la prima vedere, dar în esență sunt total diferite. Cred că după toată această debatură cu ce a făcut una în trecut, am rămas cu o singură certitudine. Am cam aflat motivul pentru care Andrei a fost eliminat. Acest motiv se pare că a fost faptul că Andrei a apărut în impostaze mai puțin plăcute pe anumite platforme, să le spunem, de socializare. Cam asta am dedus eu de din ceea ce au discutat cei din casă zilele acestea. Și atunci, doar ce se pare că și Nona a apărut în postaze mai puțin decente, iar de ce nu a fost descalificată? Așa cum spuneam, deși par similare, situațiile sunt total diferite, deoarece Andrei s-a lăsat filmat nu pentru colecția proprie, ci pentru o anumită categorie de public, iar Nona s-a filmat în intimitatea casei ei pentru a se bucura de acele imagini doar ea și soțul ei. Acum că soțul a considerat că ar trebui să vadă și alții aceste imagini, nu este vina Nonei. Așa cum am mai spus, ce face omul în intimitatea căminului propriu este treaba fiecăruia. Iar în ceea ce privește a doua acuzație legată de fosta meserie, este doar o acuzație lansată tot de același soț care probabil a vrut să se răzbune, ne existând nicio dovadă în acest sens. Până la urmă, spiritul democrației spune că nu cel acuzat trebuie să-și dovedească nevinovăția, ci cel care acuză trebuie să dovedească vinovăția celui acuzat. Astfel am fi într-o anarhie totală. Toată lumea ar acuza pe toată lumea. Cum ar fi ca pe o pagină pe rețelele sociale să se lanseze diferite acuzații pentru unii concurenți fără nicio dovadă? Ce facem? Luăm de bun orice de la oricine? Știți foarte bine că nu mă omor eu după caracterul nonei dar nu poți fi de acord cu descalificarea de data aceasta. Poate ar fi meritat ea cu alte ocazii, dar nu pentru motivele expuse zilele acestea. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!